Păi nu i-a făcut așa. Păi nu i-a făcut așa. Nu te mai iubesc. Te simți singur când odată crezi că situația e disperată. Însă când vei învăța, va veni și dragostea. Tu puneți pe fata asta și vezi dacă o să meargă cu el. Și dacă o să fiți iubiți, eu o să fiu în așa vârstă. Am vorbit cu maica mea. Și? Ce am făcut niște chestii și m-am... Ce chestii? M-am lăsat rece. Urât. Despre? Roxana. Încertam și m-a zis că gen du-te și să fie injecția. Ia, deci fii atent tot timp să pară victimă, frate, mi-e vine să mă chin, nu vine să cred așa ceva. De ce nu poți să ai și tu puțin respect față de oameni, nu față de mine, că-s fostul tău iubit, da? Tu întotdeauna vei vrea să pici în picioare victima, înțelegi? Iar eu să pic oaia neagră. Bă, când recunoști, când recunoști, este așa când recunoști. Îmi pare rău, m-am exprimat greșit. Da? Cu tine nu se poate vorbi frumos. Ești la fel ca mine, varianta masculină, ca să știi! Doamne, nu vreau să aud că arunc astea pe aici. De ce m-ai luat la camera roșie să dansăm? Mașa! Ai drag de mine, Bobicioiu? Da. Ești un suflet mic și... Minunat. Și bun, minunat. Știu. Dar acum comportament ciudat. Dar de ce ai invitat-o la dans? Nu știu, așa mi-a venit pe moment. Ricardo. Da. Nu știm dacă o să reușești să te întorci sau nu. Știu. Cred că a venit momentul să ne luăm la revedere de la tine. Cum a fost această experiență pentru tine? Foarte faină. Foarte faină și mă bucur că am participat și eu mă bucur că am cunoscut tot pe ea. Mi-a părut bine să te cunosc, Ricardo. Mi-au luat revedere de la tine. Ai grijă de tine. Bună dimineața! Nu vă auzim! Bună dimineața, iubire! Cocoșeilor! Aia e mea, nu vă auzim, dați mai tare! Bună dimineața! Nu vă auzim! Da. Ce faceți, fetelor? De best! Ah, bună! Bine! Bine, fetelor, voi! O, iar, cum ai vorbit? Ce faceți, băieților? Ce frumoase sunteți!
Da, mulțumesc! Dar am luat cu foamea și am uitat că facem conexiunea. Păi, dar n-aveți volum. A zis Simo, Iancu, întreba Simo, îți frumoasă o toată? Ar trebui volumul mai tare când te auzi. Iancu! Sunt frumoasă toată? Da, Simona! Dați mai tare! Nu aud, e foarte redus volumul. Sunt frumoasă toată? Ce-a zis, mă? De că ești frumoasă toată. Auzim! E frumoasă toată! Că ai zis că-ți place de mine toată. Am zis că sunteți frumoase toate. Păi te întreb de mine, mă! Frumoase toate în totalitate. Niciodată că n-am putut să lupt până la capăt. Dar luptă. Ce să lupt? Luptă până la capăt. Nu, 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 nu pot să rețin. Luptă până la capăt. Nu, nu, nu pot să scap fără tine. Nu știu, hai să facem ceva acum, în mărtimele astea. Nu mai pot să fac nimic. Hai să facem ceva în ultimele momente acum. N-am ce să fac. Hai să facem ceva în ultimele momente. Ce să fac? Să sar în cap? Nu, mai, nu mai plânge. Nu pot, mă doare. Deci mă simt ca în Tom și Jerry, știi? Nu mai pot din el, frate. Tot încerc să mă calmez. Din cauza Bianca? Mm-hmm. Că mă enervează, adică pentru la Luca, dacă a fost prietenă vreodată, nu zici, adică te abții, eu m-aș abține, frate, dacă nu suport... Da, ele au fost prietene bune? Da. Adică s-au înțeles bine? E, au o perioadă, dar s-a certat de multe ori. Și eu am văzut, adică eu am fost prietenă cu Bianca, m-a dezamăgit, că a dus ea din spate ce am povestit eu. M-a dezamăgit, după aia a început să zică că nu mă suportă, că surâtă, că nu știu ce... Tot am continuat așa cu cearta și după aia am zis, băi, hai să-i ofer o șansă, că nu ne-a încetat de la un motiv foarte... Na, cu adusea din spate ce-am povestit eu. O și inventa, că eu am zis că m-am pupat cu Ricardo și nu m-am pupat în viața mea, adică n-aș fi zis asta. Uh-huh. Și am oferit o șansă și uite. Ce încredere să am eu să fiu prietenă cu una care dezamăgește altă fată. Măcar te-ai convins. Ce ai de făcut? Nu există prietenie aici, adică poți să fii așa apropiată de o persoană, dar să nu povestești prea multe. Depinde de persoană. Păi da. Nu toți sunt la fel. Da, deci eu... vorbesc despre mine. Simt. Da, eu nu am fost așa, ea în viața mea afară să fac așa mult rău. Aici o să vezi, dacă o să stai mult timp, o să te faci atât de rea, crede-mă. Doamne ferește! Păi, dar tu ce crezi că îmi doream? Eu îmi comentam atâta să mă implic în alte discuții, să-mi bat eu capul cu ce zice unul despre celălalt. Dar aici n-ai cum, deci eu n-am cum să tac. Mi-aș dori să mă lase să vinați cu tine acasă. Chiar mi-aș dori să fiu acolo cu tine. Măcar știu că am făcut-o și nu am stat împlutiți. Băi, tu fă ce simți. Nu o să-ți zic niciodată. Vreau să mă lase ei. Eu nu o să plec, iubirea mea, așa. O să plec. Vreau să mă lase ei și să vin la tine. Poftă bună! Ce simți? Deci, azi ce vreau să fac. Vreau cu jobă. Lăsă-te singură, că asta e.
Hai să ducem durul la fel. Hai să vă mulțumim pe cealaltă.